și posibile schimbări în sala ședinței ar putea fi, în sala de plen a Parlamentului ar putea fi, dar cu, iarăși, cu un acces limitat la, pentru cameramani, deci rămâne să vedem care ar fi modalitatea, dacă biroul Parlamentului și Parlamentul va decide să accepte intrarea cameramanilor cu echipamentul aici în sală, care ar fi condițiile, cum se selectează, fiind ca să avem acreditații peste 40 de canale de televiziune. Nu avem posibilitate tehnică de a oferi 40 de locuri pentru 40 de camere video. Deci va fi un număr mult mai limitat și vom propune, după întâlnirile pe care vom avea în continuare cu jurnaliștii, asta ar fi mâine o ședință, dacă va fi necesar, vor mai fi și alte ședințe, vom da câteva opțiuni de soluții biroului Parlamentului care va lua decizia.